Acest moment care transmite o energie mult mai bună față de unde vin eu. Mi-ai plasat misiunea asta să deschid evenimentul, însă despre invitați vei vorbi tu. Este momentul în care acum vreo 2-3 zile, datorită lui Alan Watts, am reușit să merg să-mi fac ochelari, pentru că Sorin mi-a dat câteva teme și trebuia să parcurg pasaje din Alan Watts pe acolo pe unde puteam și nu prea mai vedeam așa bine, tocmai de aceea vreau să profit de toată lumina pe care o avem aici și să deschidem evenimentul citind chiar din înțelepciunea nesiguranței. Asta ni se întâmplă oarecum nouă astăzi, trăim în nesiguranță la tot pasul și cred eu că Alan Watts este destul de actual. Pe mine m-a prins și o să dau citire primului pasaj. Dacă ar fi să ne luăm după aparențe, viața noastră reprezintă o scântăie de lumină între două perioade de întuneric etern. Și nici măcar acest interval între cele două nopți nu este o zi senină, căci pe măsură ce suntem mai capabili să simțim plăcerea, devenim mai vulnerabili la durere și fie că este evidentă sau nu, durerea este mereu prezentă. Ne-am obișnuit să dăm sens acestei existențe, asumându-ne credința conform căreia există ceva dincolo de aparențe, respectiv că trăim pentru un viitor care transcede această existență. Și asta întrucât ceea ce percepem ca fiind această existență nu pare a avea vreun sens. Dacă a trăi presupune să sfârșim incompleți, la durere și nimicnicie, atunci existența ar fi un demers fără sens și plin de cruzime pentru niște ființe născute cu rațiune, cu speranță, având capacitatea de a crea și de a iubi. În următoarele pagini va aduce vorba despre existența lui Dumnezeu. Nu încearcă să demonstreze că El există, nu-L neagă, nici nu-L acceptă, ci pur și simplu cred că încearcă să ne transmită liber despre această existență. Pe mine m-a provocat, e adevărat, n-am parcurs la detaliu toată cartea, înțelepciunea nesiguranței, dar o să o fac cu siguranță, vreau să fiu sincer cu dumneavoastră și deschis, pentru că și ceilalți invitați sunt siguri, sunt pregătiți să vă transmită impresii, dar Sorin, te rog să te ridici și aș avea rugămintea la dumneavoastră ca să animăm un pic așa atmosfera, să le dați o rundă de aplauze, dar și lui Sorin, aplauze! Bună seara încă o dată! Întotdeauna astea sunt momentele ușor mai dificile, așa, să deschizi un eveniment, dar să zicem că sunt obișnuit. Mulțumesc, Sorin, îți predau microfonul și revin pe partea de final, am înțeles. Mulțumesc, Vasile Calofir, actor la Teatrul Elisabeta. Editura Herald și Teatrul Excelsior, gazda noastră din această seară, au plăcerea de a vă invita la evenimentul, așa cum vă spuneam la începutul evenimentului, la viața și învățăturile lui Alan Watts, repere în călătoria omului către sine. După cum vă spuneam, pe fiecare fotoliu există câte un voucher de la Fundația Calea Victoriei și avem aici un reprezentant al Fundației Calea Victoriei. Este vorba despre Alice Macrina Cornea, unul dintre lectori, dintre speakerii din această seară. Și, cum vă spuneam, tot partenerul nostru, Ceainăria Berșuț T. Vă spun din capul locului, îmi pare rău pentru faptul că nu am găsit o sală mai mare, mai încăpătoare, pentru că celelalte săli pe care Teatrul Excelsior, prin bunăvoința regizorului și a directorului teatrului Adrian Găzdaru, ne-a pus la dispoziție, toate celelalte sunt ocupate de spectacole. Dar mi-am dorit să ne întâlnim într-un cadru mai inedit, într-un spațiu mai non-convențional, pentru că la un moment dat Alan Watts vorbește despre această lume, despre această viață pe care noi o trăim ca despre o scenă. Cum putem trăi cu adevărat clipa prezentă? Ce ne împiedică să aflăm cine suntem cu adevărat? Putem oare să ne eliberăm de obiceiul de a trăi în trecut sau de a ne planifica viitorul? Cum să ne trăim viața de zi cu zi în armonie cu noi înșine și cu ceilalți? Cum ne găsim calea în viață? Iată câteva întrebări despre noi, despre viața noastră. la care Ellen Watts, bineînțeles, ne-a propus să reflectăm prin intermediul cărților sale, cum ar fi Pe calea mea, volum autobiografic, Calea Zen, cel mai recent titlu apărut la editura Herald, în seria de autori Ellen Watts, Devino ceea ce ești. Mai devreme pomenea Vasile Calofil despre înțelepciunea nesiguranței, Oare materia este totul, Duh și contemplație, cartea despre acel tabu care te împiedică să afli cine ești. În total, dacă nu mă înșel, sunt 9 titluri. Ellen Watts a provocat gândirea contemporană occidentală, explicând cumva într-un limbaj viu, într-un limbaj foarte accesibil publicului larg, complexitatea înțelepciunii orientale prin intermediul conferințelor, seminarilor, prezentărilor, prelegerilor pe care el le-a ținut la foarte multe universități din Asia, dar și din Europa, fiind un exemplu de libertate spirituală. Așa cum ați văzut puțin mai devreme, am încercat, pe lângă lectura actorului Vasile Calofir, să animăm această seară cu un mic videoclip, un scurt metraj inspirat din înregistrările prelegerilor ținute de Ellen Watts. Am să amintesc și invitații noștri din această seară. Este vorba despre Nona Rapotan, editor, coordonator Book Hub. Apoi Luisa Neag, colega mea, senior editor Herald și coordonatoarea seriei de autor Ellen Watts, Mihai Poparadu, coach, trainer, fondator al Mindfulness Institute cu o temă superbă pe care o vom asculta și o vom vedea de asemenea într-o prezentare în partea a doua a evenimentului, Ellen Watts și clipa prezentă. Alice Macrina Cornea, coach, trainer, lector la Fundația Calea Victoriei, cu o altă temă foarte interesantă, inspirația și vocația echilibrului la Ellen Watts. Matei Georgescu, profesor universitar, psihoterapeut, cu o altă temă foarte interesantă, de unde de altfel își trage rădăcina și mindfulness-ul. Este vorba de înțelepciunea învățăturilor budismului zen, în viziunea lui Ellen Watts. După care va exista și o sesiune de întrebări. Cu siguranță sunt convins că aveți întrebări pe care le puteți pune invitațiilor noștri și să primiți răspunsuri. Am să o rog acum pe colega mea, Luisa Neag, să vă povestească foarte pe scurt despre cărțile la care a lucrat, pe care le-a redactat în calitate de îngrijitor al seriei de autor Ellen Watts, și apoi, bineînțeles, să procedem la partea a doua a evenimentului. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, Sudi! Mi-a plăcut cum ai zis că sunt îngrijitoră al cărților. Da, n-am îngrijit chiar atât de multe cum mi-aș fi dorit, încă sunt destul de nouă la editura Herald, de vreun an. Ce pot să vă spun este că, într-adevăr, colecția Ellen Watts conține deja, așa cum probabil ați văzut, 9 titluri și nu avem de gând să ne oprim aici. De ce Ellen Watts la editura Herald? Ca să răspund corect la această întrebare, va trebui să vorbesc un pic despre specificul acestei edituri. Cărțile editurii Herald își propun să răspundă acelei necesități care apare din ce în ce mai mult, deși unii ar fi de părere că nu e așa, sau că ar fi tocmai pe dos, acea necesitate pe care o au din ce în ce mai mulți oameni de a-și regăsi dimensiunea spirituală chiar în epoca noastră contemporană, așa cum o știm. Pentru a ne apropia de această dimensiune, ne ajutăm de textele sacre și de învățăturile lor pline de înțelepciune și, în acest sens, editura Herald dorește să ofere acces nemijlocit la cât mai multe texte esențiale ale umanității, precum și la lucrări de exegeză culturală și spirituală pe care le selectăm cu multă atenție. Scopul nostru este să arătăm posibile direcții către cunoaștere și adevăr, să redescoperim acele valori fundamentale de care avem cu toții nevoie pentru a putea să trăim în armonie cu noi înșine și cu lumea. Astfel veți găsi în portofoliul editurii Herald colecții cum ar fi Cultură și civilizație, manuscris, cărți fundamentale, spiritualitate creștină, dar și taoism, zen, tantra, șamanism, Înțelepciunea inimii, o colecție despre spiritualitatea în spațiu islamic și așa mai departe. Sunt și colecții de tip psihopractica, junghiana, mindfulness, bineînțeles, autobiografia și multe altele. Sunt în jur de 50 de colecții pe care le puteți descoperi pe site-ul editurii noastre. E bine, dacă am fi încercat să includem cărțile lui Anne Watts într-una din aceste colecții, ar fi fost destul de greu, pentru că ele și-ar fi găsit locul în mai multe. Și dacă luăm doar câteva exemple, de exemplu, Calea Zen, care este de fapt ultima apariție la editura Herald în această colecție, este una dintre cele mai populare introduceri în budismul Zen. La început trece în revistă alți exegeți, care erau până în momentul în care a scris Anne Watts cartea, și după care oferă această introducere a lui într-o manieră fascinantă a unui om care nu este atins de nicio dogmă, sau cel puțin face toate eforturile să nu fie, nu cred că putem să spunem despre Anne Watts că era atins de vreo dogmă, și are acea curiozitate neîntinată a unui copil, acea prospețime pe care o are el în fața unei noi tradiții, ca și cum învață de la zero totul. O altă carte, cartea despre acel tabu care te împiedică să afli cine ești, în care se inspiră din Vedanta, într-o manieră modernă și accesibilă occidentalilor. Deci, unde să fi pus noi această colecție, această carte, în ce colecție? Păi în mai multe, dacă vă uitați. Sau în Duh și Contemplație, unde vorbește despre căutarea mistică în lumea actuală, încercând să aducă la același numitor creștinismul occidental cu budismul zen. Sau materia, oare materia este totul, în care tratează în mod filozofic raportul omului cu lumea materială. Sau Înțelepciunea nesiguranței, din care a citit Vasile, în care vorbește despre legea pe dos, sau atunci când încerci să te menții la suprafața apei, te scufunzi. În schimb, atunci când încerci să te scufunzi, plutești. Iar când îți ții respirația, ți-o pierzi. Încearcă să dea o soluție față de nevoia de siguranță psihologică și de certitudine spirituală și intelectuală a omului modern. Deci, iată, am fi putut să punem această carte într-o colecție cu specific psihologic sau filozofic. Și așa că, până la urmă, am zis, hai să, adică, mă rog, mai bine să fie o colecție numai cu el. Bineînțeles, nu putem să nu amintim și autobiografia lui, Pe calea mea, o incursiune savuroasă în viața acestui spirit viu, de la copilul unor conservatori religioși până la profesorul spiritual neconvențional, care provoacă occidentalii să sfideze convențiile și să gândească singuri. Ne-am propus să restituim această personalitate și să-i publicăm opera și, în acest sens, mai avem în plan câteva titluri, vă vom ține la curent, bineînțeles, și cam atât am avut de spus deocamdată. Mulțumesc, Sorin! Mulțumesc, Luisa! Se pare că acest microfon... Poate ne mai ajută cineva cu un microfon. Aș vrea să deschid șirul dezbaterii cu invitații noștri în această seară, întrebând-o pe Nona Rapotan, care a scris recenzii despre Anne Watts, cum l-a simțit pe Anne Watts, cum l-a perceput, cum a perceput lectura lui Anne Watts, pentru că el critică materialismul și absurdul societății aproape sub toate formele sale. Dar până la urmă, cu ce vine el, ce ne propune în schimb, cum vede el naturalul, firescul pe care noi trebuie să-l trăim în această viață? În primul rând, bună seara! Mă simt ca la Gaudeamus, cred că, sau la Bookfest, că numai acolo văd atâta lume la o lansare de carte, ceea ce e fantastic. În al doilea rând, da, din perspectiva mea de cititor profesionist, între câțiva ani încoace, și dat fiind că am și studii de filozofie, îl pot spune că îl simt pe Anne Watts într-un anume fel. Dacă veniți dinspre filozofie, nu vă așteptați să găsiți un discurs ca la carte sau unul dogmatic, așa cum spunea și Luiza, ci o să vedeți o scriitură foarte lejeră, în ciuda subiectelor pe care le abordează, inclusiv arta, a pomenit și Vasile, și este în Oare Materia este tot o colecție de eseuri care este foarte bună. Are două mari, prima parte sunt două mari eseuri foarte solide și foarte bine construite. Partea a doua sunt 7 eseuri scurte, pe cât de scurte sunt, pe atât de șocante, din perspectiva și a ideilor, dar și a modului de argumentare. Să nu uităm că Ellen White scrie într-o perioadă în care, în primul rând în Statele Unite ale Americii, în care o perioadă foarte agitată și din punct de vedere politic, dar mai ales social, și el are curajul de a ieși în afara agitației respective și de a căuta ancore pe care le găsește în filozofia budistă, în cea chineză și în cea indiană. Și practic el recuperează toate aceste învățături și le reașează într-un alt context, astfel încât să fie de folos unei lumi care este efectiv dată peste cap din toate punctele de vedere și nu dă nici sfaturi, deși dacă la prima citire aveți impresia asta, el de fapt nu dă sfaturi, ci de fapt ne lasă să alegem. Alegerea este a noastră. Apropo și de înțelepciunea nesiguranței. Clar că cei care vor vorbi după mine sunt specialiști în Watts din toate punctele de vedere și o să vedeți că ceea ce scrie el și, mă rog, demersul lui nu este niciunul filozofic 100%. Dacă vreți să-l încadrați într-un curent filozofic, nu o să reușiți. Nu este nici existențialist, nu este nici pragmatist, apropo de americani. Are un stil filozofic propriu, dar din punct de vedere literar, iarăși, nu o să găsiți un stil foarte academic sau nu știu care să poată să fie supus nu știu cărei critici. Are o lejeritate care se câștigă foarte greu, din punctul meu de vedere, ori o ai din naștere, ori nu o ai. O lejeritate care îi dă voie să abordeze subiecte foarte grele și pe care să le traducă, cu ghilimele de rigoare, unui novice. Și în felul ăsta ajunge la miezul lucrurilor, acolo unde, de fapt, ajung foarte puțin. Eu am perceput-o ca fiind o lectură necesară. Știu că am scris într-una din cronici, dacă nu mă înșel, că pe la jumătatea cărții m-a prins eu de ce vroia Watts. În prima parte chiar mă luam la harță cu el un pic. Și, într-adevăr, unii s-ar putea, dintre dumneavoastră, s-ar putea să aveți tendința asta de a arunca cartea la un moment dat, dar vă recomand să nu o faceți, ci să adoptați poziția zen, da? Să fiți un pic zen și să ieșiți un pic în afară și să vedeți cam ce vrea de fapt autorul să facă cu noi. Îl recomand oricum, oricând, și așa cum spunea și Vasile, învățăm ceva de la el, măcar că trebuie să ne luăm niște ochelari câteodată. Mulțumesc frumos, îmi cer scuze că o să trebuiască să plec în altă parte, dar mă bucur că ați atâția fani și mă bucur că o să mai câștige niște fani în seara asta datorită vorbitorilor. Succes! Mulțumim! Mulțumim, Nona Rapotan, pentru cuvintele frumoase și pentru că ți-ai făcut timp să vii la acest eveniment organizat de noi în această seară, Viața și învățăturile lui Ellen Watts, repere în călătoria omului către sine, aici la Teatrul Excelsior. Acum am să-i dau cuvântul pentru o prezentare, un expozeu lui Mihai Poparadu, coach, trainer, fondator, cum vă spuneam mai devreme, fondator al Mindfulness Institute, Ellen Watts și clipa prezentă. Mihai Poparadu. Bună seara! Mă dau din lumină că sunt destul de fotofob și aș vrea să am un contact cu dumneavoastră. Pe lângă modul în care m-a prezentat Sorin, mai mi-arăți o dată cum dau înainte? Ah, ok. Sunt astăzi aici, acum... Așa. Lipsesc niște slide-uri. inclusiv cel de titlu, în care mă prezint ca și admirator, promotor și unul dintre traducătorii lui Elenuț, în sensul în care mi-aduc și acum aminte, era prin 2010 și la mine la centrul Six for Happiness am avut o întâlnire cu regretatul Aurelian Scrima și încercam să-l conving, domnule, e și publicul românesc pregătit pentru Elenuț. El era puțin reticent și în disperare de cauză am zis, păi uite, atunci dacă mă angajez eu să traduc prima carte, ne înhămăm la chestia asta și poate contribui și cu niște bani pentru drepturile de autor. Și așa a început această colecție. La momentul respectiv, cartea avea o copertă mai urâțică, acum arată așa. Și mă bucur să văd că în continuare pe ultima pagină apare logo-ul centrului Seeds for Happiness. Și după care am recidivat, traducând cartea, care pentru mine este una dintre cărțile care la propriu mi-a schimbat viața. Și este o carte atât de prețioasă, încât și pe ea o am. Am găsit-o la un moment dat într-un anticariat din San Francisco, locul în care a trăit și a creat Elenuț. Și deși arată un pic mai jertpeit, în mod intenționat nu am vrut să recondiționez supracoperta. Așa arată. Este ediția din 1962. Și de ce vă spun chestia asta? Pentru că, deși ca mulți dintre noi, poate îl descoperim pe Elenuț prin intermediul cărților, nu putem beneficia decât din foarte puțin din ce are el de oferit, dacă nu începem să și practicăm. Pentru că, apropo de tema Elenuț și clipa prezentă, unul din leitmotivele lui este acela că nu putem trăi deloc, atâta vreme cât nu putem trăi de plin aici și acum. Ori ca să putem face chestia asta, trebuie să găsim modalități, și modalitatea pe care el o propune și o promovează este aceea meditației, să ieșim din modul în care adeseori ne trăim viața. Și o metaforă care, din punctul meu de vedere, ilustrează cum ne trăim de cele mai multe ori viața, este că, dacă e să ne uităm la această clepsidră, petrecem foarte mult timp în ceea ce generic numim trecut, gândind, oftând, având regrete sau rememorând momente plăcute, petrecem o altă mare cantitate de timp în cealaltă bulă, respectiv viitorul, de cele mai multe ori îngrijorându-ne și uneori visând la cum va fi când, și inclusiv din punct de vedere al capacității noastre, nu suntem pregătiți, aș îndrăzni să spun deloc, în niciun sistem formal de educație, să trăim aici, respectiv în momentul prezent, în care este singurul moment în care putem și face ceva. Și pentru mine, citindu-l și ascultându-l, și sunt recunoscător că a trăit într-o epocă în care existau aceste diferite modalități de înregistrare și a vocii și a imaginii, că putem să avem acest contact cu el, chiar dacă a murit din 73. Deci, cum spuneam, pe mine m-a pus foarte serios pe gânduri, ce spune el, și tot la îndemnul lui am zis, băi, dacă are așa un discurs coerent și articulat și și-a investit atâtea decenii din viață pentru a promova meditația, hai să văd și eu cum e. Și el a fost unul dintre cei care m-a inspirat să încep să meditez și care, mai ales la început, când ziceam, a, e plictisitor, a, dar nu se întâmplă nimic și așa mai departe, să mă țin pe cale. Și altă modalitate de a ne bucura de momentul prezent nu am găsit. Și tot caut. Și legat de meditație, aici este foarte important să fim atenți și să ne asigurăm că avem o înțelegere corectă. Pentru că meditația este un cuvânt cu multe sensuri, altfel spus, un cuvânt polisemantic. Și în contextul meditației, când Ellen Watts vorbește de meditație, el vorbește de modalități prin care ne putem crește gradul de conștiință și gradul de prezență aici și acum. Și spun asta pentru că sunt alte practici care au aceeași etichetă de meditație, al căror scop este cu totul altul. Și este important atunci când vreți să meditați pentru a obține beneficiile despre care ne vorbește Ellen Watts, să vă asigurați că este vorba fie de ceea ce generic numim meditația mindfulness, fie de ceea ce în contextul zenului se numește meditația zazen, altfel spus, practici meditative care mă ajută să fiu conectat la mine și la spațiul în care mă aflu, aici și acum, nu să aspir la stări alterate de conștiință, nu că ar fi ceva rău cu asta. Și cum spuneam, deși suntem într-un cadru dedicat cărților, deși îmi plac foarte mult cărțile și să le citesc și când apuc să le traduc, unul din mesajele cu care m-aș bucura să plecați din această seară este că doar să citesc nu mă va schimba cu nimic. Doar îmi va schimba eventual sau mă mai va mobila un pic intelectual, îmi va oferi niște argumente ca să am o dezbatere la o ceașcă de ceai sau la un pahar de vin, dar fundamental nu se va schimba nimic. Și schimbările vin pe măsură ce, odată ce rezonez cu anumite idei, văd cum pot să le integrez în, să spun, filozofia mea de viață. Și după aia lucrurile încep să se schimbe. Și legat tot de ce s-a mai menționat și probabil va mai apărea, Ellen Watts a fost în felul lui un revoluționar. Și nu cred că întâmplător a fost și adoptat de mișcarea beat și după aia de mișcarea hippie ca un exponent. Pentru că el ce a făcut a fost să vină să spună, în esență, puneți sub semnul întrebării totul. Și asta este o capacitate pe care noi o pierdem. O avem până pe la 5, 6, poate 7 ani, când mă uit la fetele mele, lor le vine foarte natural să întrebe, dar de ce? După care începem să fim dresați și condiționați, păi nu mai întreba, așa se face, așa se spune, și asta este o capacitate pe care trebuie să ne o recapătăm, de a pune sub semnul întrebării, nu neapărat al îndoielii, orice ce ni se spune. Și o carte foarte frumoasă și care e revoluționară inclusiv prin titlu este cea legată de taburi și la el iarăși. Pe mine, Ellen Watts și după aceea un alt înțelept pe care îl apreciez foarte mult, Osho, m-au învățat să pun sub semnul întrebării aproape tot. Și să-mi rezerv dreptul și libertatea în calitate de adult care am propria rațiune să îmi formulez propriile răspunsuri. Și după aia văd ce și cum fac mai departe. Și prefer să mă opresc aici. Cum spunea și Sorin, odată ce fiecare dintre noi vă vom spune cu ce am venit pregătiți de acasă, sper să avem timp pentru întrebări și dacă vor fi unele pentru mine și la care voi putea eventual răspunde, o voi face cu drag și cu plăcere. Mulțumesc! Mulțumim, Mihai Popa Radu, pentru această expunere, prezentare Ellen Watts și clipa prezentă. În continuare îi dau cuvântul lui Alice Macrina Cornea, coach, trainer, lector la Fundația Calea Victoriei, să ne vorbească despre inspirația și vocația echilibrului la Ellen Watts. Bună seara! Aș vrea să știu câți dintre voi, când vă luați o carte, faceți așa. Mulțumesc! Mulțumesc cititori de e-mail, cum zic, de multe ori la curs. Surprinzător, cu Ellen Watts am făcut cunoștință audio. De 2 ani, în mod intenționat, mi-am propus să-mi dezvolt acest canal de procesare a informației, tocmai pentru a avea acces la cât mai multe detalii din realitatea înconjurătoare. Eram o vizuală și practic traduceam totul doar prin ceea ce vedeam. Mirosul și acest gest mi-a dat de înțeles faptul că pot să am acces la mai multe detalii și să trăiesc cu mai multă intensitate fiecare moment. Venită după 8 ani de corporații în care am creierit 25 de ore din 24, în momentul în care am ieșit, cel puțin fizic, din acel mediu, mi-am dat seama că pot să scoți omul din corporație, dar nu pot să scoți corporația din om. Așa că a fost un lucru intens cu mine să să pun mintea pe pauză cât mai mult posibil pe parcursul unei zile, astfel încât celelalte simțuri să capete cât mai multă valoare. Cumva să dau muzica, să dau vocea sufletului mai tare, astfel încât să acopere maimuța. Sau cum spunea colegul meu de la Fundația Calea Victoriei, Eduard Bucescu, care ne-a învățat la cursul de mindfulness că mintea este exact ca un cățel care la un moment dat alergă așa în toate direcțiile și culesa câteodată te mai trage după ea și rolul tău este nu să fii tu cel care alergi după câine, da? Ci tu să-l strunești și el să meargă după tine. În ceea ce îl privește pe Ellen Watts, mi-aduc aminte seri la rând, când adormeam cu audiourile lui, în care mă punea așa într-o stare meditativă, și nu întâmplător spun meditativă pentru că vocea lui, și vă invit să-l ascultați pe YouTube, are foarte, foarte multe audiouri în care puteți să intrați în contact cu inflexiunile vocii lui, în care puteți să simțiți mesajul dincolo de cuvinte. Din nou, mă refer la a trăi prin cât mai multe simțuri. Cred că asta completează și mulțumesc lui Mihai că a adus acest subiect în discuție. Prin ce alte modalități pot să trăiesc clipa prezentă cât mai plenar, cât mai autentic? Spunea Nona la un moment dat despre lejeritatea cu care scrie Ellen Watts. De fapt, el scrie din cine este el. A renunțat la nevoia de a face pentru a fi. A fi cine ești tu. A fi autentic. Și asta, de fapt, îl diferențiază de foarte mulți oameni inspiraționali. De fapt, de aici vine inspirația. Inspirația este acea energie pe care o capeți surprinzător atunci când te conectezi cu cineva cu care ai lucruri în comun, lucru care îți întărește ție energia și este așa ca un schimb împreună și dintr-o dată devenim unul și ne dăm seama că nu suntem diferiți unul de ceilalți și că de fapt suntem cu toți în același fel și diferiți de fapt. Suntem unici și autentici dacă ne dăm voie să fim. Adică să lăsăm acest a face, să mă identific cât mai puțin cu putință de nevoia de a face tot timpul ceva. Când a fost ultima dată, când pur și simplu ați stat pe un fotoliu, pe un scaun, nu contează, și n-ați făcut nimic? Dar nimic. Adică nici telefon, adică nici să mă uit la oameni și să mă gândesc ce ar crede ei, adică să nu judec, cu alte cuvinte, doar să stau. Când ați făcut ultima dată treaba asta? Dați-mi așa câteva intervale. Ieri, alaltăieri, săptămâna trecută. Vă amintiți un moment? Săptămâna trecută, mulțumesc, Vasile. E foarte fain, minunat. E foarte fain că poți să identifici un moment în care ai făcut asta, prin urmare te poți raporta la el și îl poți aduce din nou în realitatea ta. E o alegere. Măcar știi să-l definești, știi? Da, ăla a fost momentul. Pentru mine sunt zile și mă întreabă uneori cursanții cum am seara, că seara sunt cursurile la Fundația Calea Victoriei, cum reușesc să fiu așa plină de energie după amiaza de la, seara de la 7 la 9. Și le spun, dragilor, face parte din fișa postului, dacă, între ghilimele, da, în fișa postului, dacă eu nu sunt ok, cum aș putea să-i ajut, să-i susțin, să fiu alături de ceilalți, să fie bine în călătoria lor. Mi-a plăcut foarte mult la un moment dat ce spune Ellen Watts legat de faptul că viața nu este o călătorie. Și aici mi-a dat feng shui peste cap. Și am zis, cum adică nu e o călătorie? Păi nu știam noi asta, că nu e destinație, e călătorie. Și explicat foarte clar și a spus, când vorbim despre călătorie, de fapt ne referim că mergem undeva. Da? Și el zice, păi viața nu e despre asta. E ca și cum dansăm pentru a ajunge într-un anumit loc al camerei. Nu, dansăm pentru bucuria parcurgerii sau bucuria lăsării în flow-ul, în bucuria sunetului. Nu stai niciodată când dansezi să te gândești unde o să ajungi în timpul dansului. Și mi s-a părut extraordinar, această metaforă, pentru că ne pune în contact cu de ce fac ceea ce fac. Exact ce spunea și Mihai. De ce? Uneori cursanții mă întreabă cum e mai bine să meditez? Și eu întreb, de ce vrei să meditezi? Dacă nu există un de ce, o să fie foarte greu să găsești un cum, o modalitate prin care să faci lucrul acela, pentru că totul pornește de la de ceul interior. Și mă leg aici un pic de vocație, că vorbeam despre vocația echilibrului. Dacă e să luăm vocație, vocația este ceea ce faci cu ușurință, ce faci bine, înainte de tot, ce faci bine, cu ușurință și te încarcă cu energie. Aceasta este formula vocației. Discutăm mai multe în momentul în care o să vă doriți să intrați în detalii la cursul de găsirea vocației pentru adulți, pentru că lucrez și cu adolescenții și, exact cum spunea Mihai, adolescenții știu cu foarte multă ușurință ce vor. În schimb, se tem să spună, se tem să afirme cu încredere și vin la curs pentru confirmări. Aș putea spune chiar 95% dintre ei știu deja, dar le este atât de frică să spună. Și vin să aibă o confirmare, să meargă acasă și să spună, știi, mi-a zis la curs că eu sunt potrivit pentru acest domeniu. Pentru că au fost niște elemente, niște instrumente care le-au confirmat acest lucru. Însă ei, de la prima sesiune, mi-au spus deja. Au spus, zice, dar nu sunt sigură. E ok, e în regulă să nu fii, să nu știi sigur. Revenind la vocație, dacă ar fi acum să vă gândiți 10 secunde, care sunt lucrurile pe care le faci bine, adică ai rezultat? Care sunt lucrurile pe care le faci cu ușurință? În principiu ar trebui să fie mai puține decât cele pe care le faci bine. Unele dintre lucrurile pe care le faci bine le mai faci și cu efort. Ale ies din discuție când punem a doua întrebare. A treia întrebare, care ne duce și mai aproape de vocație, este ce mă încarcă cu energie după ce am îndeplinit toate celelalte condiții. În momentul în care fac ceva bine, cu ușurință și mă încarc cu energie, eu nu simt că muncesc vreodată. Nu mai încape discuție că a munci este ceva greu. Nu, pentru că este din vocație și faci atât de des, devii atât de bun în lucrul respectiv, încât tu te îmbunătățești, începi să ai din ce în ce mai multe rezultate și munca ta ajunge să fie remunerată. Și te întrebi, cum Dumnezeului cineva care pare că nu face nimic, câștigă banii, este vesel, e senin. Da, pentru că ce-a făcut? S-a conectat cu vocația lui, cu deceul interior. Asta s-a întâmplat pentru că și-a dat niște momente de liniște. Vorbește Watts la un moment dat și îmi place foarte mult când spune "Reality is the silence within you." Realitatea este liniștea dinăuntrul tău. În schimb, dacă stăm în creiereală, o să fim foarte puțin în simțeală. Mă iertați, inventez cuvinte, n-am ce să fac. Așa că depinde de fiecare cât de mult își dorește să afle acest de ce, să gățească această realitate proprie. Pentru că ea există. Răspunsurile sunt de fiecare dată în noi. Dacă facem liniște și să auzim răspunsul. Dacă nu, o să căutăm în afară și o să le cerem altora să ne confirme. Cum ar putea altcineva, chiar și foarte apropiat, soț, soție, frate, mamă, să știe exact cine ești tu atât timp cât nu a trăit în viața ta? A fost doar însoțitor de drum o perioadă sau încă este? În schimb, nu a fost cel care a trăit fiecare experiență în parte așa cum ai trăit totul. Vocația aduce după sine aparent un echilibru. Câți dintre voi căutați echilibru? Mă dau așa din... în mare parte. Așa, v-ați mai hotărât pe parcurs că vreți echilibru. Înțeleg că ceilalți nu căutați echilibru sau le aveți deja? Ați înghețat. Putem da aerul condiționat mai încet sau îl putem opri? E deja destul de rece cât să ne încălzim atât de tare până la final. Mulțumesc și eu. Spuneam despre echilibru. Înțeleg că ceilalți fie l-au găsit deja, fie căutați altceva. Ferina, fie minunat când... pentru faptul că suntem diferiți. Asta ne face toată experiența în viața asta mai diversă și curioasă. Da? Când vorbim despre echilibru, și eu să fac un mic exercițiu. Dacă ar fi să stau într-un picior, îmi țin echilibru, da? Dacă ar fi să stau pentru următoarele 10 minute, probabil că o să mă concentrez numai la a menține echilibru și o să încep să nu mai fiu foarte coerentă, pentru că echilibrul este ceva care poate fi susținut doar pe o perioadă foarte scurtă de timp. Este nesustenabil pe termen lung. Și mai mult decât atât, echilibrul în viață este de fapt un moment sau sunt momente de echilibru în viață. În momentul în care noi mergem, la un moment dat, stăm pe câte un picior, în fiecare pas, dacă reușiți să mă vedeți sau să vă imaginați atunci când mergeți, să vă amintiți elementul ăsta. Prin urmare, în fiecare moment, voi sunteți în dezechilibru de fiecare dată când pășiți. Adică voi trăiți momente constant de nesiguranță. Și totuși vă deplasați și totuși mergem drept, biped, nu avem neapărat probleme semnificative. De ce? Pentru că nu mai vorbim despre echilibru și dezechilibru, ci vorbim despre armonie. Armonia este combinația dintre nesiguranță și siguranță, dintre echilibru și dezechilibru, este încrederea cu care trăim și în momentele de nesiguranță. Armonia face ca lucrurile să curgă, să se întâmple, chiar și atunci când trăim nesiguranța. Vă reamintesc, Suntem în nesiguranță la fiecare pas. Dar asta nu ne face să stăm acasă. Și chiar și acasă facem pași. Așa că vă îndrum, vă recomand să căutăm mai degrabă armonia între elementele vieții noastre, pentru că și vocația, în egală măsură, are momentele ei, are diferite forme de exprimare, diferite forme de manifestare, ceea ce face ca anumite momente din viață să nu pară chiar puse la locul lor, par dezordonate. În schimb, dacă privim din termenii armoniei și nu neapărat a echilibrului, s-ar putea lucrurile să capete un sens. Cred că timpul meu este de ajuns, nu? Mulțumesc pentru că m-ați primit în această seară, în viața voastră, și vă las cu o singură întrebare. În ce măsură vreți ca viața voastră să fie o stare de armonie? Mulțumesc! Mulțumim Alice Macrina Cornea cu expozeul Inspirația și vocația echilibrului la Elenuați. Îl invit acum la microfon pe Matei Georgescu cu tema Înțelepciunea învățăturilor budismului Zen. Mulțumesc, Sorin. Mulțumesc, Vasile. Mulțumesc, Mihai. Mulțumesc îngrijitoarei lui Alice. Și apoi vă mulțumesc dumneavoastră, în special cei care stați pe jos și cei care stați în picioare. Mă gândeam cum se simte și cum se vede această sală stând în picioare. Și încep cu lucrul acesta și pentru un exercițiu, să spun, pe fondul temei pe care am auzit-o acum, oarecum surprins, dar nu chiar, că ar trebui să o prezint. Și vă spun lucrul acesta pentru că bănuiesc că Elenuați ar încerca să facă o piruetă, cum să spun, de metadiscurs și să se întrebe din ce poziție vorbește și din ce poziție îl ascultați. Și dacă noi avem spate, pentru că nu e nimic în spate și suntem precum monarhii, dumneavoastră cine sunteți? Noi am fi cei ce știm, noroc că nu suntem oațieni. Și noroc că n-am auzit sintagma asta, deși, din păcate, auzi ieni după mulți oameni care au încercat să fie ei înșiși. Și culmea, cei care preiau ștafeta devin numele celui care s-a ferit de ștafete. Este, în definitiv, contraintuitiv, antibun simț, ceea ce facem în genere. De fapt, noi încercăm să avem bun simț și asta e o problemă. Mă prezint în fața dumneavoastră fără bun simț, în sensul în care nu m-am pregătit. Oricum nu aveam despre ce să mă pregătesc, că nu o să încep să vă spun despre carte. O citiți. Asta e și ideea. Și apoi să vorbești despre Zen în ce calitate. Dacă i-a spune singurul instructor de Zen, Ionuț din Zen, Dojo din Daystore, unde e o practică autentică, că am fost invitat să vorbesc despre Zen. În fine, rămâne într-o tăcere nobilă. Și pentru faptul că foarte puțini reușesc să rămână în acel templu. Imaginați-vă că funcționează de 20 de ani și sunt vreo 3 oameni care au supraviețuit practicii Zen acolo. Mihai a făcut un lucru excepțional pentru că Zazenul, într-o rigoare soto-zen, este năucitoare sub aspectul durerilor de genunchi, că tot vorbeam de contactul cu corpul, în timp ce Sexual Happiness este un loc unde putem mai ușor să rămânem. Și iată, oamenii rămân. E vorba de a interpreta. De la Mihai a început toată povestea cu Elenuați în România. Înainte puteai să-l auzi, acum poți să-l citești. E un interpret. să interpretezi, adică să-l faci pe celălalt să înțeleagă, numai dacă îi înțelegi tu. Noi suntem și putem vorbi numai ceea ce realizăm, ceea ce trăim. Altfel nu avem putere. Să te pregătești să vorbești într-o astfel de sală. Să-ți faci un inventar de idei. Adică să furi ideile dintr-un timp, apropo de clepsidă, și să le aduci într-un prezent în care, oricum, pentru că tu le reproduci și nu le produci, ceilalți simt asta. Pe de altă parte, să te expui unei forme de nimic intern, adică lipsei unui checklist intern. Fac paranteză, ceea ce vă spun un exercițiu în direct despre ceea ce ar fi trebuit să vorbesc. Da. Închid paranteza. Fără un checklist, să te prezinți în fața unor oameni vorbind nimic, pentru că nu știi ce ai de spus, eventual auzi în timp ce ai de spus ceea ce ai de spus. Poate să iasă rău de tot, poate să iasă bine, nu știi cum o să iasă, știi cum intră. Ca să faci lucrul acesta înseamnă să poți să accepti că ești ceea ce ești. Pentru că dacă eu vreau ca Sorin să mă mai cheme și nu fac frumos, nu e bine deloc. Poate cine știe, nu? Fundația Calea Victoriei, să mă cheme și pe mine odată să vorbesc. Și așa mai departe. Știți despre ce vorbesc. Avem nevoie să fim plăcuți și atunci e o miză. Nu mai poți să fii tu. Cum să fii tu? Hai... Cei care stați în picioare, hai, relaxați-vă ca și cum ați sta jos. Stai în picioare, nu poți să te relaxezi. Avem angoasele noastre, avem câmpul nostru identitar. Îl moștenim transgenerațional. Ellen Watts are o carte și despre psihoterapie în Est și Vest. A fost aproape cu Jung, a fost în zona asta, a înțeles-o, a trăit-o. Și atunci, mă întâlnesc cu oamenii, că asta e meseria mea. Și ascult. Și oamenii, unul la unul, încep să fie ceea ce sunt, mai mult decât suntem aici. Și realizez ceea ce unii spun și citim în cărți, că 90% din spațiul nostru intern este un spațiu de valori, de furtună, de nefericire, de lipsă de sens, de angoasă, de tot ce vreți, numai de repernul. Și apoi avem destule forme de a ne crea pseudo-repere. Molul ne ajută. Mă duc și eu la mol. Mai ales acum sunt reduceri. Însă, după ce trec reducerile, crește prețul și cu ce faci? Cu ce rămâi? Ca să poți, deci, să practici meditația, ai nevoie să poți să practici viața. Ori, nu poți să practici viața dacă, ani de zile, în copilărie, auzeai următorul lucru. Zii dobitoacei de măta se ducă să cumpere pâine. Și ea spunând, paștele mătii de nenorocit. Citat din viața reală, poate am nimerit pe cineva dintre dumneavoastră. O senzație de constrângere, de univers periclitant. Nu scapi din asta ușor. Și atunci, dacă citești o carte, nu te ajută. Dacă îți spune cineva, golește-ți mintea, o mare tâmpenie, iarăși nu te ajută. Să vorbești despre zen, deci. Ca să vă inspir despre zen. Prefer să vă expir despre zen și să fiu expirat. Mai ales că Ellen Watts a spus următorul lucru. Definiția unei vieți liniștite este următoarea. Și rămâi așa. Adică rămâi expirat. Nu ne place nici cuvântul ăsta să fim expirați. Pentru că avem nevoie să fim inspirați și sus, inspirațional. Internetul e plin de persoane care, în fine, își ridică falusul și vor să ne transmită ridicat. Falusul este, știți că e un simbol, nu facem numai ceva, cum să spun. Și te face să ai o senzație, cum să zic, de puseu maniacal, cum că poți. Chestiunea nu să poți, chestiunea e să poți să nu poți. Adică să accepti când nu poți și să știi că atunci când vine să poți, o să-ți treacă. Mai ales că în final ajungem toți acolo, să ne treacă. Și aici Ellen Watts din nou a vorbit și trebuie să facem asta, un institut pentru o moarte creativă. Dar până la aceea, măcar mini-morți, mini-moartea. Dar dacă aude cineva discursul ăsta, spune, dom'le, ăsta are o problemă, este depresiv-masochist și vrea să ne dea și nouă. Oricum, înainte să vorbesc despre lucrurile astea, uitându-mă la fețele voastre, m-am întristat, pentru că aveam senzația de corporatiști, cum să zic? Corporatriști. Corporatriști, în fine, oameni care nu prea se bucură ceva. Poate este proiecția mea. Însă, mi-a plăcut diferența, tot el nu o făcea, sau dacă nu o făcea, eu zic despre el acum că făcea totul, între a te juca și joc. Jocurile care se practică astăzi sunt, în general, competitive. Nu-ți dau spațiu. Joaca este creativă și liberă. Ori, dacă practicăm competiție și un spațiu, deci, de ce să fii competitiv, de ce să fii mascul alfa, de ce să vei, să nu știu ce, pentru că lumea este un spațiu nesigur. Numai în siguranță te poți juca, numai în siguranță poți crea, numai în siguranță te poți vindeca. Cum se amenajează siguranța? Nu ține de noi. Pentru că avem o, cum să zic, o vocație a nevoii de siguranță și o incapacitate de a sta în nesiguranță proporțională cu repelurile interne și cu starea efectivă care este așa cum este. Și apoi cred că Alice vorbea despre metrica, felul în care vorbea de la noi, ce vorbește, cum vorbești, nu ce vorbești, nu conținutul și fondul. Vorba cuiva, băi, ai început să faci pe maestru cu tăceri lungi, taci dracu din gură. Da. În definitiv, eu sunt plătit ca să tac mai mult, așa că într-o societate în care conținutul și suprastimularea sunt exercițiu de fond și maraton 24 din 24, că vedeam cu metrou și m-am uitat în față. Unul nu era fără telefon să-l butoneze. Suprastimulare. Nu mai poți să faci nimic sau să nu faci nimic. Pentru că ai nevoie ca să te adaptezi de o supra-activitate internă. Ori asta se structurează. Bun, e o chestiune deja culturală, postmodernă, fracționantă, cum vezi. Sunt explicații, avem explicații o grămadă. Vorba aia și după aia continuăm să vomităm, dar știm de ce. Chestiunea este să nu mai vomiți, nu să știi de ce. Avem toate explicațiile. Psihologia, psihoterapia actuală oferă explicații. Chestiunea este să nu să știi, să se întâmple spontan, să fii mai bine. Să poți să fii mai bine. Acum, mă gândesc, apropo de timp, dacă am vorbit destul, dacă am făcut suficient frumos. Mulțumesc! S-a pus să taci. S-a fac ceva. Am văzut clopoțelul, a dus de... Și ziceam, bă, poate băgăm și noi ceva special, adică o liniște. Mă, liniște, că în corporație în capul nostru și o să ne gândim. Dacă ați plătit întreținerea, ce mâncați cu tare, liniște, nu o să fie liniște. O să fie în continuare bula fantasmatică pe care o avem cu toți. Nu avem capacitatea de grupa pregătitoare pentru grupa mică la grădiniță și ne dăm de universitate vis-a-vis de raportul cu noi înșine. Avem supermarket spiritual, tot felul de măestri și de posibilități, fiecare practică ceva. Dar revenind aici, în directul acestui moment, ce am? O nevoie de a fi altfel, de a fi acolo, de a fi cândva? Despre asta e vorba. Și de ce avem nevoie să fim acolo? Să ne pierdem? Pentru că nu suportăm ce e acum. Ce e acum? Uite, ziceți dumneavoastră, ce e acum? Pentru dumneavoastră. Ați mâncat? E, probabil le e foame câtorva din sală, alții deja, nu știu, fundul deja li s-a aplatizat și așa mai departe. Alții apasă niște lucruri. Asta este realitatea, să scapi din ea cumva. Sau să cer cuiva ajutor să te scape din ea. Cum se întâmplă schimbarea și miracolul? Ellen Watts, după părerea mea, el a fost super creativ pentru că a trăit inițial, poate. N-am citit cartea ca la mea. Ca de obicei, sunt doi în cultură perfectă. Așa că, baia sunt aici. Cred că, dincolo de ce ar fi scris, a simțit că ceva din spațiu în care inițial a făcut ochi era pe dos, poate. Și atunci a căutat să vorbească tuturor despre o altă lume. Mă uitam la video-urile lui târzii de pe vas, de pe ferryboat. Nu știu dacă ați văzut cum arată, dezbărca până aici cu plete, cu... Se joacă. Nu mai interesează nimic. Nu mai trebuie să arate nimic, să dovedească nimic. Cui? Lui? Noi dovedim în continuare. Poate și eu acum dovedesc. Poate temperat, poate nu dovedesc așa cum ar fi. Habar n-am. El se punea în discuție pe el. În primul rând, lucrurile încep cu noi. Noi construim universul. Ca să ajungi treptat, să fim în starea aceasta de joc. Winnicott, Donald Winnicott, un psihanalist care e cel mai, cum să zic, acceptat de toți. Nimeni îi găsesc cursuri foarte puține, a fost spus. El, imaginați-vă un om serios, de etate, mergând pe bicicletă, fără mâini și cu picioarele pe ghidon, coborând dealul. Și oprindu-l poliția. Și ce faci? Nu se... Halul ăsta? Cum îți permiți să faci așa ceva? Să poți să te joci. Să poți să te joci, dar nu te joci la comandă. Nu poți să faci nimic la comandă. Aș vrea să închei acum printr-un exercițiu, cum să zic, așa, jucăuș, în sensul în care povestea asta cu Zen este precum povestea cu un conținut gazos excedentar din sistemul digestiv. Ce faci cu el? Acum, în sală. Acum ar trebui ca Ali să zic, să ridice mâna cine are așa ceva. Ce faci cu el? Ce faci cu el acum? Îl lași, în mod spontan, să se ducă pe calea lui, care o fi aia, sau îl reții? Lația îi ține, ca să fiți cu bun simț. Calea Zen înseamnă să nu fii nici cu bun simț, nici fără bun simț. Ci pur și simplu să lași să se întâmple ceea ce se întâmplă. Adică, dacă îți scapă, îți scapă. Dacă nu-ți scapă, nu-ți scapă. Dacă scapă măcar un pic, cum spune Vasile, e un semn de primăvară, este un ghiocer al capacității ulterioare de a fi vocal. Așa că, până data viitoare, când ne întâlnim, să sperăm că o să auzim niște sunete cât se poate de spontane, astfel încât să vedem că aceste cărți și-au împlinit menirea și ne-au făcut pe noi să putem să fim măcar un pic așa și, sigur, destul de meteoric noi înșine. Vă mulțumesc! Mulțumim, Matei Georgescu. Ellen Watts, în volumul Pe calea mea, volumul autobiografic, spunea: am fost o fire sedentară și contemplativă, fiind un intelectual, un brahman, un mistic, dar și un fel de hedonist infam, cu 3 soții, 7 copii și 5 nepoți. Și nu știu dacă asta e o mărturisire sau o laudă. Sunt un hedonist lipsit de regrete. Iubesc fără măsură femeile și deliciile sexualității, bucătăria franțuzească, chinezească și japoneză, vinurile și băuturile spiritoase, trabucurile și pipele, grădinile, pădurile și oceanele, bijuteriile și picturile, hainele viu colorate și cărțile frumos tipărite și legate. Și iată că la aproape 50 de ani, să spunem, de la dispariția sa, pe 15 sau 13 noiembrie 1973 ne întâlnim ca să ne bucurăm și să ne îmbogățim viața din cărțile lui Ellen Watts. L-aș întreba pe Mihai Poparadu cum se împacă personalitatea lui nonconformistă cu poziția lui de filozof, de fost preot anglican, și de ce mi se pare că Ellen Watts, la atât de mulți ani după dispariția lui, mi se pare că este în momentul de față mai actual decât era în urmă cu aproape 50 de ani. Apropo de actualitatea lui, unul dintre slide-urile care n-a mai apărut, am dat o căutare pe Google și am ales o serie de nume, de personalități, să văd câte hituri strâng. Pe locul întâi, de departe, îndrăznesc să afirm, datorită funcției, este Papa Francisc, cu vreo 127 de milioane. Pe locul 2, Dalai Lama, cu vreo 40. Și pe locul 3, Ellen Watts, cu 39 de milioane de hituri. După care urmează, dar la oarecare distanță, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Osho și, pe ultimul loc, din 10, fondatorul religiei Bahai, Baha'u'llah. De ce menționez chestia asta? Pentru că am mai făcut același exercițiu, cred că acum vreo 2 sau 3 ani, când a fost un eveniment similar, organizat de Herald la librăria Eminescu, și acolo tot așa. Era Ellen Watts în top 3, chiar se vede cum o va acum în prezentare, da. Mai fost odată prezentarea. Da. Și de ce menționez chestia asta? Pentru că dacă e să ne uităm la toți ceilalți, în spatele lor sunt, la propriu sau la figurat, mașini de marketing. Ellen Watts, din nou, el e mort din 73. Singurul care mai face chestii legate de numele lui este unul din fiii lui, Mark Watts. Dar în rest este o promovare la propriu virtuală și este parte din mainstream. Pe Ellen Watts îl putem auzi, nu știu dacă ați văzut filmul Her, un film puțin mai vechi, cu Scarlett Johansson, apropo de frumos, în care este un sistem de operare care are vocea lui Ellen Watts și care se îndrăgostește de vocea lui Scarlett Johansson. Apare anul trecut, într-un mod, îndrăznesc să afirm, pervertit, într-o reclamă la Volvo, în care este luat un fragment dintr-o înregistrare a lui, dar este scos exact partea esențială, în care se spune, domne, că de mic ți se spune să progresezi, să avansezi, așa mai departe, și au scos exact partea în care ajungi până la 45 de ani, îți dai seama că fundamental n-ai obținut nimic și te simți un pic înșelat. Dar asta s-a tăiat, că trebuie să vindem mașini. Deci el ne vorbește. Dacă stăm și îl citim, pentru mine inclusiv titlul acestei cărți, Înțelepciunea nesiguranței, nesiguranța a fost, este și va fi cu noi. Mai ales în lumea în care vom trăi, dacă stăm și ne uităm acum și îmi spune cineva dintre dumneavoastră că aveți chiar și o vagă idee cum va fi lumea, nu în 10 ani, nu în 5, eu zic chiar și în 3, eu o să vă întreb pe ce vă bazați. Și nu mă refer doar în spațiul nostru mioritic, aici noi suntem atipici, dar în general și cu Brexit-ul și cu zidul din Mexic și cu marele zid chinezesc și așa mai departe. Și revenind la întrebarea ta și legat de cum l-a foarte frumos descris și direct și indirect Matei, el a fost un om care s-a trăit pe sine. Și nu doar că a scris împotriva taburilor, dar prin modul în care a trăit, nici măcar nu pot spune că le-a desconsiderat. Nu a ținut cont de ele. și-a rezervat dreptul de a fi un om liber și de a trăi în consonanță cu propriile lui valori și chiar dacă uneori modul ăsta de viață nu are cum să nu producă suferință celorlalți. Dar iarăși foarte frumos și el și unul dintre cei din care s-a inspirat, respectiv Buddha Shakyamuni, spune că noi suntem responsabili pentru tot ceea ce simțim. Și ar trebui să ne asumăm responsabilitatea pentru propria viață, fiind evident atenți și cu oarecare considerații față de cei din jur, dar nu trăindu-ne viața în funcție de dacă e ok sau nu pentru celălalt. Și pe măsură ce eu mi-asum această calitate de adult și fiecare dintre toți ceilalți începem să o facem, atunci nici nu mai dăm vina, ne mai gestionăm un pic și așteptările, că la noi multă nefericire vine din faptul că așteptările noastre nu sunt onorate. Începând de la vreme și până la n-ai făcut cum credeam eu că trebuie să faci, asta înseamnă că nu mă mai iubești. Fundamental e fals. Eu oricum n-am de unde să știu ce simți tu. Eu pot, doar decriptând cât și cum sunt capabil și cu propriile filtre și subiectivisme, ce zici sau ce nu zici, ce faci sau ce nu faci, trag concluzia, băi, nu mă mai iubești sau mă iubești. Și reciproca e valabilă. Și iarăși foarte important, el a fost foarte onest. Iarăși unul din slide-uri era acolo în care spunea foarte clar, eu nu sunt un guru. N-am nimic să vă vând. Eu sunt, pe de o parte, un entertainer și ce îmi propun să fac este ca, similar unui instrumentist care vrea să împărtășească din bucuria pe care el o trăiește cântând la instrumentul respectiv, fără să aibă nicio altă agendă, altfel spus, să ne învețe și să ne ajute și pe noi să ne savurăm propria viață, așa cum el și-a savurat-o pe a lui. De-aia, pentru mine, inclusiv din acest punct de vedere, este un model de asumare. Și dacă citim cartea lui, el nu a avut deloc o viață ușoară. Inclusiv pentru faptul că și-a asumat acest mod de a trăi, a muncit extrem de mult, el a început să fie oarecum ca Van Gogh, să fie apreciat după ce s-a dus. Deși a avut oarecare notorietate cât a trăit, dar pentru el a fost o provocare continuă să câștige suficient de mulți bani cât și să întrețină familia extinsă. Da. Pentru că nu s-a lăsat oprit de aceste convenții și limitări. Mulțumim, Mihai Poparatu, și dacă există vreo întrebare din public. Dacă există vreo întrebare din public, curaj. Eu aș vrea să vă întreb dacă ați fi dispus să facem împreună un experiment apropo de Propoțel. Da. Pentru că ce vreau să vă propun este să facem ceea ce și Elenuaț ne tot propune și ne îndeamnă, respectiv un scurt exercițiu de meditație. Și meditația pe care vă propun, am numit-o meditația celor 5 simțuri, și ce vom face este ca pe rând, folosind fiecare propriile simțuri și cu un mic ghidaj din partea mea, să vedem cum ne putem conecta un pic mai mult și poate mai bine la cum suntem astăzi, aici și acum, în acest moment. De acord? Da. Păi, în primul rând, ce vă invit este ca, deși poate nu e întotdeauna comod, să, cei care aveți privilegiul de a sta pe scaun, să stați în jumătatea din față. Altfel spus, aveți picioarele ambele așezate pe podea și spatele nesprijinit și pe cât posibil drept, fără să fie nimic forțat. Mâinile le puteți pune confortabil pe coapse. Vă asigurați că abdomenul este relaxat și poate, dacă e nevoie, să mai desfaceți un nasturi astfel încât se miște și el, săracul, mai liber. Vă invit să o faceți. Și vom începe prin a ne concentra în mod deliberat și conștient atenția pe simțul văzului și cu mișcări minimale ale capului, dacă e cazul, altfel doar mișcându-ne ochii, vedem fiecare care sunt 5 lucruri sau detalii cu care putem lua contact aici și acum, în acest spațiu, fiecare din locul în care este. Și tot ceea ce observăm o facem fără nicio judecare. Îmi place, nu-mi place, e frumos, e urât, e irelevant. Doar iau act de ce văd. Și odată ce am identificat aceste 5 lucruri prin intermediul văzului, vă invit să închidem ochii. Ne mutăm din nou în mod deliberat atenția pe a urmări cum intră și iese aerul. Altfel spus, ne urmărim ciclul respirației, preț de 2 respirații. După care mut în mod deliberat atenția pe simțul tactil. Și văd care sunt 4 senzații cu care pot lua contact aici și acum, fără să-mi mișc corpul, cum ar fi senzațiile de la nivelul tălpii, acolo unde au contact cu podeaua, sau cum se simt tălpile în încălțări, senzațiile la nivelul pielii, acolo unde au contact cu pantalonul sau cu fusta. Și orice alte 2-3 senzații cu care fiecare le poate observa fără judecare prin intermediul simțului tactil al pipăitului. După care mut din nou, în mod deliberat, atenția pe a o urmări alte 2 cicluri, inspir, expir. Și acum îmi mut atenția pe simțul auzului. Și văd care sunt 3 sunete cu care pot lua contact aici și acum. Și din nou, în mod conștient, îmi mut atenția pe a urmări alte 2 cicluri inspir-expir. Și acum îmi mut atenția pe simțul mirosului. Și văd care sunt 2 mirosuri cu care pot lua contact. Fie adulmecând mai cu atenție și poate un pic mai profund aerul din încăpere, sau îmi pot mișca încet și conștient una dintre mâini și observ ce miros întâlnesc la pielea mâinii și, foarte important, fără judecată. După care mut din nou atenția, în mod deliberat, pe a urmări 2 cicluri inspir-expir. Și acum îmi mut atenția pe simțul gustului. Și văd care este un gust pe care îl pot experimenta, tot așa, fără să mă mișc. Pot mișca în mod atent limba pe una dintre buze sau din nou mut mâna și văd ce gust are pielea. După care mut din nou, atenția pe urmărirea respirației. Și la auzul clopoțelului, deschidem ochii. Și acest tip de practică îl puteți face oricând doriți și pentru mine și pentru mulți oameni este o modalitate de a mă aduce înapoi în momentul prezent. Mai ales când mă surprind cu mintea în altă parte. Pentru că unul din lucrurile fascinante pe care cred că tot de la el am aflat este că eu nu pot să gândesc despre prezent. Pot să am gânduri despre trecut sau despre viitor, dar despre momentul prezent nu pot decât să-l trăiesc și am mereu la îndemână această reconectare la corp pentru a mă aduce de aici și văd unde vreau să merg mai departe. Mulțumim, Mihai Poparatu, pentru acest moment de meditație. Sunt convins că v-a plăcut. Dacă sunt întrebări, o întrebare din public, da, vă rog, și să-mi spuneți pentru cine este întrebarea. E o întrebare generală, să spun neapărat, nu știu cine vrea să răspundă pentru asta. Puneam întrebarea cum se împacă un stil de viață hedonist, da? Sau cu viața actuală astăzi, în care ai niște responsabilități, familie, că poate e foarte simplu, știi, mă pot îndrăgosti de 3 ori până acasă, dar am niște copii pe care trebuie să-i cresc, am niște responsabilități. Mi-ar plăcea să iau viața așa cum vine, dar în același timp, nu știu, am tiparele astea pe care mă simt responsabil, haideți să spunem așa. Mulțumesc. Cine vrea să răspundă? Eu propun să răspundă Matei sau Mihai. Matei nu mai a răspuns. A tăcut. O să încep eu, că era ce spuneați că puteți să vă îndrăgoșiți de 3 ori până acasă, nu? Așa că preiau eu, să zicem, că se poate întâmpla. Dar s-ar venit aici de altfel, nu? Și faptul că principiul plăcerii, ceea ce simți și ceea ce se întâmplă spontan, este cumva într-un conflict major cu contractele. Ellen Watts spunea, sau nu el, în fine, dar, că viața înseamnă un râu. Că dacă rămâi într-un iaz, în iaz contractual, se împute. Nu putem menține niciun contract fără al vântura. Mai sufli în vază, dacă nu se mai pune în vază. Dar nu prea sufli în relația de cuplu. În căsătorie și așa mai departe. E foarte greu să te menții. Asta spuneți. Și dacă acasă știi ce ai, nu? De atâta timp, e firește că vezi lucruri noi. Te atrag. Un tip de răspuns ar fi: s-a inventat divorțul, pe ce facem cu copiii, îi cresc, vecinii pot să-i crească sau cine știe, de ce, cum spuneam în definitiv, important e cum e bine mie, iar știm în toate, cum să spun, istoriile transgeneraționale, sunt părinți care s-au sacrificat pentru copii și au transmis, de fapt, copiilor că viața e un sacrificiu. Și copiii au devenit buni corporatiști. Foarte bine. Dar nu despre asta e vorba. Cât curaj îți trebuie să fii tu cel care alegi și îți spui: eu asta simt, nu mai pot continua. Pentru că, dacă continui, simt că nu are sens. Puteți să continuați și să mergeți la psihoterapeut. Și să încercați să vă compensați cumva, nu știu, staza și tot ceea ce înseamnă lucrurile. Sunt chestiuni fundamentale, în definitiv. Ne băgăm în lucruri care încep să ne stăpânească ele pe noi. Începând cu familia, copiii și așa mai departe, eu vorbesc de situațiile în care îți pui problema. Și v-ați pus problema. Și cred că v-ați pus-o pentru că ne punem din când în când, măcar cu toții. Nu că ați avea dumneavoastră, cum să spun, ochii alunecoși, în special. Cât putem metaboliza în aceste trăiri? Cum o să putea, deci, să ne aruncăm în incertitudinea consecințelor de a te întâlni cu cineva până acasă, cu atât viața ta se poate îmbogăți. E ceva nou. Altfel, facem același lucru. Și o mergem cu minți acasă, eventual facem mici piruete de noutate, dar ne menținem în aceeași zonă. Freud a văzut de la bun început, a vorbit de principiul plăcerii, că există ceva dincolo de principiul plăcerii. Dincolo de principiul plăcerii există o tendință mortiferă, masochistă, prin care, sistematic, ne oprim din a putea să fim mai bine. Ne oprim din a putea să fim sănătoși, că vorba aia, ce face un om sănătos? Un om care e bolnav măcar știe ce face. Ce face un om fericit decât să stârnească invidie? Mai bine să fie nefericit și să comunicăm prin nefericire și prin boală. Acum să zică și mea. Aici e legat nu doar de relații, asta nu e legat doar de relații, e legat și de relație profesională sau un business, da? Am pornit un business care îmi plăcea și acum a devenit slavul lui. Da. Da. Știi? În care mi-am asumat niște responsabilități pe un anumit termen, mediu sau lung, da? Ai angajat niște oameni, da, un exemplu, și apoi ai devenit slavul business-ului. Da. E o chestiune paradoxală aici, pentru că un principiu al creșterii este continuitatea. Iar sunt două persoane pe care le-am auzit, unul este Dr. Menis Iușri, un personaj simpatic, și altul, în fine, nu mai zic nume. Noi nu suntem făcuți să persistăm mai mult de 3-4 ani într-un context profesional sau relațional. Asta e părerea lor. Și viața, ei și-au trăit viața așa. Pe ideea că există noutate, noutatea îți extinde câmpul de conștiință, pentru că capeți indici de discriminare. În fine, asta este rețeta lor. Întotdeauna când aud astfel de rețete, mă gândesc la felul în care putem vedea realitatea. Nici A, nici B. Este întotdeauna un C care creează din A și B. Nu înseamnă să, la 3 ani de zile acum, să schimbăm foaia, dar nu înseamnă nici să nu o schimbăm niciodată. Putem să negociem între cele două cum putem, ce nișă ne permitem. Iar societatea noastră ne invită la contract, în mod special. Contractul înseamnă stază, înseamnă mortifer, înseamnă masochism. Înseamnă, până la urmă, nu, între, vorba luați, între maternitate și cimitir există contractul. Care înseamnă Paște-Crăciun, salariu. Medicul de familie. Și după aia, plus minus, cam astea sunt. Și ajungi în pragul, în pragul pensionării și al cimitirului, să îmbătrânești urât și să mori necreativ, pentru că n-ai trăit creativ. Nu știu acum cum sună asta. Sună manifest sau nu sună, poate vorbesc despre mine sau despre noi, habar n-am, mă opresc. Mulțumesc. Alenuaț, o să încerc și eu un tip de răspuns. Alenuaț poate să pară un protestatar, poate să pară cel care a protestat împotriva modului de gândire occidental, și a găsit în modul de gândire oriental ceva mai aproape de tendințele lui naturale, Într-adevăr, nu cred că pe Alan Watts l-a învățat cineva să fie așa. Cred că pur și simplu astea erau inclinațiile lui. Și ce l-a fascinat pe el la orientali este un mod aparte de a înțelege relația dintre om și natură. De exemplu, el spunea că noi ne gândim, occidentalii ne gândim că oamenii apar pe lume, vin pe lume. Orientalii se gândesc că oamenii ajung în lume cumva ca frunzele într-un copac, adică în mod natural. Oamenii nu sunt separați de natură, nu trebuie să fie în conflict cu natura. Deci o deschidere, are un fel de a se deschide față de viață și față de lume foarte natural, ca și când totul ar trebui să facă parte, să fie primit în mod firesc. Și atunci nu am avea de ce să fim scindați între ceea ce vrem să fim și ceea ce ne apare, dacă noi reușim să facem să treacă viața prin noi. Nu neapărat să o gândim, cât să o trăim, să ne scufundăm așa în ea. De aceea el a fost foarte încântat să descopere zenul, despre care eu n-aș fi în stare să vorbesc și n-ar fi nimeni în stare, dar totuși el o face pe parcursul unei întregi cărți, pe care vă recomand cu drag. Poate că n-ar trebui să căutăm conflicte acolo unde lucrurile sunt așa cum sunt, ok, sunt trei copii acolo. Înseamnă că despre asta e viața. Adică spuneați că și eu aș vrea să iau viața așa cum e. Păi așa e. Nu știu dacă am reușit să răspund sau să dau o altă... Eu cum văd lucrurile este că fiecare moment sau realitate prezentă este rezultatul acțiunilor sau non-acțiunilor de până acum. Și de aceea unul din lucrurile care îmi place în meseria mea încă de bază, care este coachingul, este că împreună cu clienții îi ajut să-și identifice unde vor să ajungă și după aia ce pot face aici și acum ca să ajungă din ce în ce mai aproape unde vor în viitor, care, evident, pe măsură ce trece timpul, se apropie de a deveni prezent. Și ce vreau să spun prin asta este că fiecare, indiferent că ne place sau nu, ne-am croit viața așa cum este ea acum. Și partea bună pe care o văd eu este că tot de mine ține ca, măcar în anumiți parametri, să folosesc această capacitate de a-mi gestiona și schimba propria viață de acum înainte. Dar e important să îmi clarific ce vreau. Și spun asta pentru că nu știu dacă întâmplător sau nu, mă întâlnesc din ce în ce mai des cu clienți care sunt în vârful piramidei, inclusiv corporatiste, care într-un fel sau altul îmi spun, uneori textual și cu o lacrimă în colțul ochiului, am bifat toate căsuțele succesului și mă simt nefericit, goală pe dinăuntru și așa mai departe. Pentru că, așa cum spune un alt gânditor foarte drag mie, Alain de Botton de la School of Life, cred că cel mai nefericit lucru pe care îl putem face într-o viață este să obținem succesul care nici măcar nu e succesul nostru. Legat de întrebarea dumneavoastră cu responsabilitățile, eu mi-am asumat că nu vreau să-mi sacrific propria libertate, creând o întreprindere comercială care să aibă angajați. Și deși am avut ocazia și uneori, inclusiv acum, ar avea sens din punct de vedere economic ca să mă pot extinde, nu vă stai întotdeauna modelul, zic nu. Vreau să am grijă doar de mine. Și fac cât pot așa. Dar pentru mine, de ce menționez asta? Că mi-a devenit foarte clar că libertatea este una din valorile fără de care eu la propriu o să mor. Și în funcție de asta vin și consecințe. Am pe de o parte libertate, inclusiv uneori libertatea ca în mijlocul săptămânii de lucru să zic, Mihai, astăzi dorm de după amiază și mă simt foarte avut că am acest privilegiu, dar din nou, mi-l păstrez. Că asta, orice chestie vine cu costuri. Și cred că primul pas, și asta e unul din lucrurile care și el și nu numai ne învață, este să îmi clarific ce vreau eu. Și după aia văd cum pot, făcând cât mai puțină suferință în jur, să obțin chestia asta. Dar altfel, dacă eu nu fac chestia X pentru că se va supăra Y, dacă Y nu face ce îi place pentru că o să mă supăr eu sau o să se supere 10 și așa mai departe, continuăm să perpetuăm o stare, de fapt, cum spunea și Matei, eu provin dintr-o familie în care la un moment dat mi s-a spus textual de către mama, am rămas în această relație doar de dragul tău. Ceea ce mi se pare, în primul rând, total unfair față de copil, dar ai să zici că atunci nu erau atâtea cărți de parenting, și, pe de altă parte, e o chestie pe care eu nu vreau să o dau mai departe. Și Ellen Watts, eu consider, și s-a și poziționat, nu doar declarativ prin toate mesajele lui, da, el a fost un protestatar. Da, a fost un revoluționar, a spus lumea în care trăim, și asta era valabil și atunci, dar păi acum cred că are nebunii, este o lume care este praf. O lume în care 26 de oameni dețin mai multă avuție decât 3 miliarde și jumătate, este o lume care e total non-ok. O lume în care noi consumăm, și deja este dovedit, mai mult decât capacitatea Pământului de a se regenera, nu e ok. Și asta se leagă de ce spunea și dumneavoastră, de această deconectare a noastră, inclusiv de natură. Noi ne luptăm cu tot și cu toți. Totul este o luptă. Vreau eu să fac zidul pe aici îl fac. Nu contează ce distrug. Am eu nevoie de petrol că fac bani, nu contează câte biotopuri și câte alte ființe care nu sunt nimic mai puțin îndrituite să locuiască pe acest pământ, să se ducă. Ne uităm aici, în București. Mai avem un pic și o să respirăm din beton. Mai tăiem din parcul ăla, mai construim nu știu ce, mai ridicăm un bloc și o să ajungem să nu mai avem unde fugi. Și spun chestia asta pentru că, din nou, lumea e cum e și e important să văd, cum e citat-o la atribuit lui Gandhi, ce pot face eu ca lumea să se schimbe, dar și eu trebuie să fiu parte din ei. Cât și cum pot și ne mai dăm vina pe alții. Mulțumesc, Mihai Poparadu, lui Saneac, Matei Georgescu, pentru că tot vorbea puțin mai devreme Mihai Poparadu despre conectare și reconectarea omului cu natura, să mai amintim cărțile lui Ellen Watts, Viața ca extaz, Bărbatul, Femeia, Natura, Cosmologia voioasă, cartea despre acel tabu care te ajută să afli cine ești, Înțelepciunea nesiguranței, Devino ceea ce ești, volumul autobiografic Pe calea mea, cea mai recentă apariție la editura Herald în seria de autor Ellen Watts, Calea Zen, Oare materia este totul? Cred că le-am acoperit pe toate, nu știu, poate mi-a scăpat una. Vasile Calofir. Cred că și eu m-am plimbat ca și dumneavoastră, după ce s-au spus atâtea, se pot spune și mai multe, adică eu nu mai fi insistat cu întrebări din sală, să știi. Dacă mai sunt... Dacă mai aveți, ne puteți întrerupe. Pe mine, da. Mă puteți întrerupe și puteți, chiar că eu vă văd, chiar dacă mă fac că nu vă văd, dar o să zic, iată dumneavoastră, o fată, ca să mai diversificăm așa, dacă aveți vreo întrebare. O să ieșiți și o să tot discutați, să spuneți, da, uite, l-aș fi întrebat. Eu ar trebui să citesc, dacă și tranzitul vă mai permite să mă suportați vreo 2-3 minute. Mi-am notat pasajul, atât durează, 2-3 minute. Mi-am luat lumina cea mai bună. Da, trebuie să menționez că, da, într-adevăr mi-au trecut o groază de lucruri prin cap. Eu fac doar coperțile evenimentului, deci am citit la început, mai citesc acum, pentru că, în esență, ce se află între coperți s-a cam spus și vă rog niște aplauze pentru oamenii ăștia minunați. Vreau să spun asta pentru că aproape ca un exercițiu. O să mă întreb de unul singur de ce. De ce? Pentru că am reținut, i-am scris o foaie lui Sorin pe verso, pentru că în meseria mea fără de ce nu se poate. Nu că țin minte ce am... Sigur. Dar totuși să... Adică m-am simțit ca la martorii lui Jehova. Vă recunosc sincer, adică am venit... Am venit, am ascultat, v-am văzut. Eu o să fac acum ceea ce dumneavoastră faceți cu lejeritatea acasă, dar pentru că așa se întâmplă, adică e o regulă corporatistă asta să citim la lansarea unei cărți. Te întreb, Sorin, pentru că avem atâția oameni aici care și-au pus ceva în suflet și în gând și așteaptă de la noi. În realitate, epoca în care trăim, nu este... E pe bază de energie, să știți, nu că am eu filme în cap sau altceva, dar simt o energie bună și ar fi multe de povestit. Sorin, eu propun să citim pe un sfert de oră pentru că nu mai am așa o stare. M-am încărcat, să știi, adică ați nevorbit. Sincer, nu, vă spun sincer că acum asta fac, sunt în plin exercițiu, uite. Da, citez. În realitate, epoca în care trăim nu este mai nesigură decât precedentele. Sărăcia, bolile, războiul, schimbarea și moartea nu sunt lucruri noi. Chiar și în cele mai prospere perioade, siguranța nu a fost decât ceva temporar și aparent. Doar că ceea ce a făcut atunci posibil, ca nesiguranța să fie mai suportabilă, a fost credința în existența unor lucruri neschimbătoare, care nu puteau fi atinse de calamități, credința în Dumnezeu, în nemurirea sufletului uman și în existența unor legi juste care guvernează universul. În prezent, astfel de credințe sunt rar întâlnite chiar în rândul clerului. Nu există vreo pătură socială și probabil că mai există foarte puțini indivizi expuși educației moderne la care să nu existe măcar o urmă de îndoială în aceste credințe. Este foarte clar că în ultimul secol autoritatea științei a înlocuit autoritatea religiei în imaginarul popular și că scepticismul, măcar în cele spirituale, este mult mai răspândit decât credința. Decăderea credinței a apărut din cauza îndoierii autentice rezultată din analiza atentă și curajoasă a realității de către unele minți strălucite de savanți și filozofi. Mânați de un mare entuziasm și de respect pentru fapte, aceștia au încercat să vadă, să înțeleagă și să înfrunte viața așa cum este, fără a face apel la vise frumoase. Doar că, deși prin contribuția lor au îmbunătățit semnificativ condițiile de viață, viziunea lor asupra lumii pare că i-a lăsat pe oameni fără acea speranță ultimă. Prețul plătit pentru miracole oferite de ei a constat în dispariția credinței în lumea de apoi, iar acest lucru ne face să ne punem vechea întrebare. Cu ce se alege omul care câștigă întreaga lume, dar își pierde sufletul? Logica, inteligența și rațiunea ne sunt satisfăcute, dar inima ne rămâne flămândă. Pentru că inima a învățat să simtă că trăim pentru viitor. Știința ne poate oferi încet și nesigur un viitor mai bun, dar pentru câțiva ani și apoi viața se va sfârși pentru fiecare dintre noi. Totul se va sfârși. Oricât de mult am amânat tot ceea ce este compus se va descompune. În pofida unor opinii contrare, aceasta este perspectiva generală oferită de știință. În cercurile literare și religioase se afirmă chiar că acest conflict dintre știință și credință aparține domeniului trecutului. Ba mai mult, sunt unii oameni de știință idealiști care afirmă că odată cu renunțarea de către fizica modernă la materialismul atomist învechit, principalul motiv de conflict dintre știință și religie a fost înlăturat. Doar că lucrurile nu stau chiar așa. Majoritatea instituțiilor de învățământ care și-au asumat studierea implicațiilor profunde ale științei și ale metodelor științifice sunt la fel de departe ca și până acum. De aceea ce se înțelege prin perspectiva religioasă. Sorin, ridică-te. Sorin Lucaci. Dați-i și lui niște aplauze. Pe mine m-a chemat în calitate de prieten al editurii, trebuia să clarific și treaba asta. Nu știu dacă o să devin specialist în Alan Watts, dar am fost provocat și o să-mi iau cărțile, o să merg acasă și o să mă simt probabil mai liber, mai tăcut, nu? Că s-au spus multe lucruri. Da, și vă mulțumesc din suflet. Cam atât. Eu îi mulțumesc lui Vasile Calofir și pentru cei care iubiți teatru, îl puteți găsi pe Vasile în niște spectacole senzaționale la Teatrul Elisabeta. Aș vrea să le mulțumesc invitațiilor noștri din această seară, Alice Macrina Cornea, Matei Georgescu, Luisa Neac, Mihai Poparadu, Vasile Calofir. Editura Herald vă mulțumește că ați fost în număr atât de mare în această seară la evenimentul Viața și învățăturile lui Ellen Watts, repere în călătoria omului către sine. Să mulțumim și gazdei noastre din această seară, Teatrul Excelsior, care ne-a găzduit, și de asemenea ceainăria Berșuț Tea. Ne-au încălzit cu ceaiuri. Noi vă așteptăm cu siguranță și la alte evenimente pe care le pregătim, la alte evenimente organizate de Editura Herald. Vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă în continuare.